bună ziua, stimați trebuie, dacă nu vine nimeni, pot să mă întreb și singură ce caut aici. Păi vă spun eu, m-am urcat în avion și am venit aici numai pentru Chelu. Ai. Bună dimineața. Bună ziua. Ce părere ai de faptul că a venit Chelu cu ideea ca tu să-l ajuți în povestea? Tu chiar mi-ai interviu. Da, un interviu. Și oamenii ăștia chiar cred. Eu câștig bani pentru asta și cheltuim. Măi, adevărul e așa. Am zis da în următoarele 10 secunde, deoarece mie Chelu îmi place foarte tare, așa idiot cum e. Îți place cum cântă, înțeleg. Îmi place așa, îmi place Chelu. Îmi pare rău dacă te enervează chestia asta, îmi place mult Chelu. Am înțeles. După aia te-am sunat pe tine să-ți spun, să-ți cer părerea. Sau voie. Sau voie, dar după ce i-am zis da. Da. Și uite-mă aici. Mă duc să pregătesc concurenții. Mă bucur că sunt aici și că am văzut concurenții și m-au văzut și ei pe mine. Mă bucur că m-au și recunoscut după 50 de ani. Întotdeauna am admirat-o. Trebuie să-i impresionăm. Ca doi gentlemen ce sunt. Tu, gentleman? Eu. Potem viz. Citați-vă la mine, uitați-vă la... Care-i gentleman între noi doi? Ce mai vrei? Uitați să zic că avem cardurile limitate și ai fi putut să termin acum 4 minute, dar mă rog, mă duc să... Dacă m-ai lăsat singură, e mai greu. Eu vorbesc singură, că știți asta, din asta mi-am câștigat o pâine. Mi se pare foarte cool și mi se pare că e adepta, nu știu, să zic, inovației, știi? Și noi suntem altceva. Nu știu de ce, dar mă simt mai relaxat. Azi așa va fi. Da. Ce să zic? Lucru minunat. Mai am de dus gunoiul ăsta, ai terminat? Nu. Mai am de dus gunoiul ăsta și începem, dar termină că ni se termină cardurile. Da, acasă, de ce nu faci așa? Mi-ar plăcea să vorbească numai Chelu, toată partea aia frumoasă și emoționantă și la mine să fie numai cu bipuri astăzi. Îmi doream de mult să o cunosc pe Mihaela, mă rog, să o văd, să o cunosc pe undeva, să, nu știu. Și uite că a venit ziua, că s-a întâlnit. Și îmi doream să o cunosc. S-a trezit și eu. E că minus 16 ne avantajează cel mai mult prezența ei. De ce? Datorită piesei care o vom face. Ce piesă? Surpriză. Ok, bine, o să fie o surpriză. Știi? Ceea ce ar trebui să se întâmple. Te rog, operatorii, să încheie odată. Uite pudra. Pensula. Și asta? Și asta? Sună ce cu ea. Asta ce cu eu înapoi. Nu cred. Am glumit. Oi, Doamne, e așa de romantic câteodată. Vai, nici nu știți cum e. La Reșița așa e, deci la Reșița nouă. Nu se poate. Eu zic să începem totuși, nu? Mă gândesc că nu vreți să vorbesc doar eu toată emisiunea. Te rog operatorii să mergem. Haideți, domnul Florin Piersic, haideți!